Păi, în primul rând, dacă te gândești că faci parte dintre intelectualii români în viață, după ce citești cartea asta, înainte de a fi cuprins de tristețe, ești cuprins de un anumit sentiment de frică. Pentru că îți pui la capătul lecturii, când faci parte din intelectualitatea română, din interbelic și până în comunism, nu ai decât două variante. Ori ești o pușlama morală, ori devii victimă sau martir. Ce e cu toate astea? De unde tot ajung să vă ameninți cu asemenea sentimente? Ceea ce face Lucian Boia este să vadă ce se întâmplă cu conștiințele intelectualilor în clipa în care istoria îi pune sub teasc. Orice a ce a ales dânsul ca autor este o perioadă în care intelectualitatea română trece prin, în 10 ani, cum spune dânsul, prin 7 regimuri politice diferite. La capătul acestui balet nebun al istoriei, imaginea pe care o capătă intelectualul umanist român este una dramatică. Așa cum vă spuneam, majoritatea devin contorsioniști sau, mai vulgar spus, devin pușlamale morale, iar cei puțini nu acceptă compromisul istoric și acceptă repercusiunile negative ale unei istorii la care nu vor să participe. M-am gândit cum se poate înțelege mai bine ce spune domnul Boia acolo și de ce lucrurile arată așa. Și mi-am adus aminte de un interviu al lui Cioran, pe care îl dă la vârsta de 71 de ani, într-o discuție de la Casa de Cărți din Amsterdam. E o sală plină, la un institut francez, și Cioran face acolo o profesiune de credință în care își implică tot destinul lui ca unul care aparține acestei elite intelectuale pe care domnul Boia o descrie. Și Cioran spune un lucru teribil. Spune că în estul Europei istoria a fost tot timpul opera diavolului. Că ea a fost, cu alte cuvinte, profund imorală. Că politicul care făcea istoria și oamenii care erau implicați pe harta istoriei erau într-un raport profund dezavantajos pentru actorii politici, pentru actorii de pe scenă. Cu alte cuvinte, că în orice clipă ei puteau să cadă victime ale jocului în care intrau. Întrebarea este însă de ce ajung intelectualii pe care îi trece în revistă domnul Lucian Boia în cartea sa, de ce ajung să devină contorsioniști sau victime și martiri. De ce se întâmplă asta? Pentru că intelectualul, prin esența lui, este o ființă vanitoasă și plină de ambiții. Pentru că majoritatea trăiesc în spațiu de tentații și poate de asta Cioran folosește expresia de istoria operei a diavolului, de tentații privind poziția lor socială. Majoritatea își doresc o catedră sau un loc într-un fotoliu al Academiei. Toți cei care sunt actorii acestei cărți și care fac parte din cei ce formează opinia publică a României la un moment dat, cei care sunt formatori de opinie, sunt oameni care vor tribune sociale de la care pot să se manifeste. Și atunci, pentru că vor asta, de fiecare dată, la fiecare schimbare de regim, fac pactul cu puterea, spălându-se pe mâini de cei care i-au înălțat, i-au lăudat, i-au susținut înainte. Vă dau câteva exemple. Exemplele cele mai strălucite pe care le dă domnul Boia în cartea sa. Exemple de contorsioniști. Pe locul întâi a fost Mihai Sadoveanu. Pe semne cea mai urâtă conștiință morală a intelectualității de la început de secol 20 și până când
a apucat să evolueze în crepuscul, în anii comunismului care se instala. Arghezi, Rădulescu Motru, istoricul C.C. Giurescu, Gala Galaction, George Călinescu. Un exemplu frumos care îl privește pe Galaction, de pildă. Sub Antonescu spunea, s-a făcut lumină. Înainte, în cele 4 luni ale legionarilor, când ajung legionarii la putere, avem un stat legionar, vie cu noroc. După 45-46 este cooptat în structurile culturale ale comunismului și o face cu entuziasm. Călinescu este unul din marii contorsioniști ai culturii din perioada asta, din secolul 20. Dacă pe vremea lui Carol II decisiv era pentru el în toate principele și făcea o splendidă teorie în care explica de ce doar elecția, caracterul înalt al creatorului nu se poate întâlni decât cu un comanditar superior, după 44 schimbă complet macazul și spune că locul principelui pe care îl lăudase sub Carol al II-lea trebuie să-l ia acum masele, pentru că numai raportându-se la mase, creatorul poate să își împlinească misiunea. N-am știut niciodată că George Enescu, dacă ar fi rămas în țară, ar fi alunecat și el pe linia asta. La sfârșitul cărții, afli cum în noiembrie 1946, pe listele Blocului Național al Partidelor, se afla pe listele acestea, partidul de rezervă al comuniștilor, se afla la loc de cinste George Enescu. Și o lună, două mai târziu, devenea șeful secției, subsecției de muzică a lui Arlus, a Asociației de Prietenie Româno-Sovietică. L-a împins Maruca Cantacuzino, soția lui, din umbră, marea boeroaică, cea cu conacul de la Tescani și cu casa care acum e Muzeul Enescu de pe Calea Victoriei. Dar Enescu a jucat partida și dacă n-ar fi plecat, de semne că ar fi ajuns chiar șef de secție la Arlus, nu numai de subsecție, nu? Ce se întâmplă cu toate astea? Concluzia acestei cărți, și vă spuneam că de asta e de o mare tristețe cartea asta, concluzia este că caracterul moral nu e o regulă, ci este excepția. Că atunci când istoria, opera diavolului în estul Europei, cum spune Cioran, atunci când istoria te pune sub teasc, foarte puține conștiințe ale intelectualilor rezistă în luptă cu ambițiile personale ale fiecăruia. E bine, așadar, ar fi fost bine să trăim într-o societate și într-o perioadă a istoriei în care, în general, nu trebuie să faci proba caracterului moral. Societățile nordice, mai ales, dacă ne gândim astăzi la țări precum Norvegia sau Suedia, n-au fost puse sub teascul istoriei. După ce citești cartea asta, îți pui întrebarea, oare națiunile și civilizațiile pe care le admirăm, dacă ar fi trăit ce s-a trăit în partea asta a lumii, ar fi arătat ei altfel? Răspunsul meu este sigur nu. Problema cu regimurile acestea care se succed nebunește, trecând de la extrema dreaptă la extrema stângă, este că scot din oameni tot ce e mai urât în dedesubtul lor. Și că doar civilizațiile line, care păstrează o poșchiță a politeții sociale, sunt cele care nu dau spectacolul execrabil al căderilor, trădărilor, mizeriilor morale de tot felul. Cam asta am vrut să vă spun despre cartea domnului Lucian Bora. Faptul că dânsul a reușit să facă, fișând câteva peste 100 de destine intelectuale, din anii 1930 până în 1950 după, și că a reușit să facă o frescă din care noi aflăm ceva esențial despre ființa noastră colectivă și despre felul în care o pățim când facem parte din elita intelectuală românească, face din lectura cărții este ceva mai mult
decât o carte de istorie. Este o carte de, cum să vă spun, de meditație la ce înseamnă soarta unui intelectual în Estul Europei. Vă mulțumesc!